Încă o localitate din nordul Republicii Moldova a ieșit din carantină. Forțele de ordine s-au retras din Glodeni, iar piața locală și-a reluat activitatea. Mai bine de o lună, oamenii au fost izolați, iar intrările și ieșirile în oraș au fost păzite de militari. Se poate mai grab lumea să iasă la lucruri, la să circule, să fac și au de făcut interesele lor. Dar așa e și pot spune, nu s-a strict o stat la izolați acasă. Как было так, вирус есть, заболевшие есть, умершие есть. Так что, по-моему, надо также еще осторожно быть. Это нездоровая, конечно, была ситуация, но лучше всего, когда не болеем, все нормально, и можем работать, и уже надоело дома сидеть, конечно. După o lună de carantină, Valeria a mers cu mama sa la o consultație medicală. Pentru că pericolul de infectare încă nu a trecut, acestea s-au echipat cu măști de protecție. Без масок мы никуда не выходим, маска необходима. Она же тоже дышит и может чихнуть она и кто-то проходящий мимо может чихнуть. Я боюсь. Болезнь она есть. Просто надо придерживаться всех правил и уйдет она. Tot azi piața din oraș s-a redeschis, iar comercianții au revenit la locurile de muncă. Будем стараться становиться на ноги обратно уже, все так как было, может все будет хорошо у нас. Dis de dimineață, microbuzele interurbane au început să circule. Da, nu prea este lumea. Nu este lumea, lumea e speriată, încă nu ies. Da, ne pornim, cât stăm acasă, de-am uns două luni de zile. În Spitalul Raional Glodeni au fost infectați cu noul coronavirus 36 de angajați medicali, printre care 8 doctori. 147 госпитализировано, 117 подтвердили диагноз и были, соответственно, проходили курс лечения. Некоторые из них были переведены в лечебные учреждения Кишинева, а другие продолжали лечение тут. В настоящее время у нас еще осталось 7 пациентов. Сейчас мы находимся еще в положении, что больница еще не работает в полном составе. Printre cei care tratează bolnavii de COVID-19 este și Ana Companici. Asistenta medicală spune că nu a fost inclusă în lista angajaților medicali care vor beneficia de adaos la salariu în perioada pandemiei. N-am fost pus în lista cei unde s-au luptat, anume că acolo a venit de la minister, ori de unde a venit documentul acela, că adică să fie renumerat 100% cei care au fost nemijlocit implicați cu pacienți în focar. Dar eu fiind asistent principal, eu am organizat lucruri și am fost implicat poate mai mult decât cei care au fost acolo în focarul acela. Astăzi au fost evacuate toate barajele din beton, iar soldații și carabinierii s-au retras. Из силовых структур было задействовано практически каждый день 51-53 человека. И 14-15 единиц техники. Ну, насколько знаю, были штрафы, были 24 штрафа. Общая сумма 350 тысяч лей. Din data de 1 mai, în orașul Glodeni nu a fost depistat niciun caz nou de coronavirus. Două săptămâni avem zero net la cazurile de infectare și toți împreună, cumulându-ne forțele, am reușit în termeni restrânși să depășim situația de carantină pentru localitatea noastră. Până în prezent, în raionul Glodeni au fost înregistrate 188 de cazuri de infectare cu COVID-19. 109 persoane s-au tratat, iar 17 au pierdut lupta cu boala.